Mii de oameni au ieșit pe străzile din Washington în semn de solidaritate cu femeile din Iran. Manifestanții, cei mai mulți de origine iraniană, au mărșăluit sub sloganul Femei, viață, libertate, în contextul protestelor din Iran generate de moartea Mahsei Amini, în urma bătăii primite de la poliția moralității pentru că nu ar fi purtat corect vălul. Manifestanții au scandat sloganuri precum Femei, viață, libertate și dreptate pentru Iran, în timp ce mergeau la National Mall, vasta întindere verde care găzduiește monumentul Washington până la Casa Albă. Siamak Aram, unul dintre organizatori, a declarat că prezența va depăși 10.000 de persoane până la finalul procesiunii și că acesta a fost al cincilea meeting de acest gen la Washington, în semn de solidaritate cu protestele conduse de femei din Iran, care se află acum în a șasea săptămână. O pancartă ținută de o tânără avea lipită de ea o șuviță de păr și scria: părul nostru vă poate jigni, dar mintea noastră vă va termina. Protestele din Iran au început după ce Mahsa Amini a murit luna trecută în custodia poliției, arestată fiindcă ar fi încălcat codul vestimentar strict al femeilor din Iran. Moartea ei a alimentat cele mai mari proteste din ultimii ani în Republica Islamică. Alte mitinguri de susținere a protestatarilor din Iran au avut loc și la Berlin și Tokyo.